Ministerul Educației a anunțat că a finalizat negocierile cu editurile. Pentru prima dată în 26 de ani, elevii claselor a 11-a și a 12-a vor primi din toamnă manuale gratuite. În total, peste 3 milioane de manuale vor ajunge pe băncile elevilor din liceu, din clasele terminale. Dacă în trecut elevii din clasele terminale de liceu își achiziționau manualele de la colegilor mai mari, pentru prima dată în ultimii 26 de ani, aceștia vor primi manualele gratuit. Peste 3 milioane de manuale pentru care s-au purtat negocieri cu editurile vor ajunge pe băncile liceenilor la începutul anului școlar 2016-2017. Ministerul Educației a anunțat că va achiziționa tot necesarul de manuale pentru elevii din clasele a 11-a și a 12-a, căror valoare totală ajunge la aproximativ 30 de milioane de lei. În urma aprobării de către ministrul Mircea Dumitru a procedurii de asigurare a manualelor gratuite pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a, Ministerul Educației achiziționează necesarul total de circa 3.600.000 de manuale. Pentru 3.300.000 de titluri, oferta fermă a editurilor negociată săptămâna trecută acoperă solicitările unităților de învățământ. Se arată în comunicatul Ministerului Educației. Pentru celelalte aproximativ 300.000 de titluri, școlile vor alege din oferta disponibilă a editurilor, iar ministerul le va achiziționa. Editurile vor primi comenzi ferme în această săptămână, iar contractele vor fi semnate începând de săptămâna viitoare de către inspectoratele școlare județene. Conform prevederilor legii educației, elevii și profesorii din învățământul de stat, dar și din învățământul obligatoriu particular acreditat sau autorizat, beneficiază de manuale școlare gratuite atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale.